Mergem mai departe cu emisiunea. Nu... n-am uitat să-i zicem Instagram-ul Aisei, o să-l anunțăm imediat, rămâneți cu noi. Dar până atunci vreau să-l poftesc cu sufletul deschis și sper fără emoții, pentru că a făcut un live pe Instagram și toată lumea îi spunea: Jorge, te rog să n-ai emoții, Jorge, dă emoțiile la o parte, Jorge, tu ești frumos, Jorge, ești talentat, Jorge, te rog să lași emoțiile, du-te curajos, să vină Jorge! Oameni buni, în mâna stângă ții telefonul, asta în față te uiți la televizor, iar acum suntem în live pe Instagram, la domnul Jorge. Jorge oficial. Jorge oficial, uite ce cineva, succes. Da. Salut, dragilor, eu sunt prietenul lui Jorge. Da. Da, Jorge, ești speriat că vii la detectorul de minciuni? Da, mă, asta e ideea, că nu știu ce mă așteaptă și de fiecare dată că nu știu ce mă da, așteaptă. Da, mă, dar tu ești un băiat foarte fain și spui lucrurilor pe nume. Vrei să lăsăm și live-ul ăsta să fie... să fie și live-ul în direct. Da, să te vezi și tu, dai mai așa ca să te vezi. Se vede el, Jorge, aici, așa. E perfect, da? Se vede, da, mă, stai, să se vede detectorul. Da, mă, că e mai important cu televiziunea. Uite, pune mai, așa, mai departe. Gata, bine, hai. Bun. Domnul Jorge, ați fost în Maldive, ce faceți? Cum v-ați distrat? A fost bine? A fost foarte bine, am... cum să-ți explic? Am trăit momente de inedite. Descris, inedite, am conectat cu planeta, cu nisipul, cu soția. Am văzut că v-ați conectat la un moment dat, foarte puternic acolo. Ne-am conectat de câteva ori. Am văzut la tine pe Instagram, adică e foarte bine. Mulțumesc. Hai să punem mânuța aici la detectorul de minciuni. Nu puțin. Se întâmplă nimic, Jorge. Jorge Huță, ia pune. Te alintă cineva așa cu Jorge, cum îți mai ziceam? Jorge Lică, nu mă, Gicuță. Gicuță, mie înainte să așa mi explicăm, că eu și la doctor când așa... Păi fii atent, mergi pe mâna mea, am studii medicale. Am mai ales top asta cum mergi pe mâna mea. Și n-a fost bine, nu? N-a deci, Jorge, fii atent. Aparatul hai. Acesta este ultima invenție a celor mea. De la NASA. Este luat în premieră de emisiunea noastră. Dar e faci de la NASA. De nu, nu, pe bune. Sunt tot doar așa. 6 televiziuni. Serios? Care, Andrei, câte sunt? 6 televiziuni în lume care au aparatul ăsta. ProTV-ul... ProTV-ul e una dintre ele și pentru că noi suntem pe primul loc la audiență, ni l-au dat nou aici și deci în felul următor. Trebuie să fii foarte relaxat, da? Doamne, doamne! Nu, e detector de minciuni, uite de aici se pornește. Păi nu-i da la maxim, nu vine bun! Nu, nu, păi el, pentru că și tu ești, ai peste 70 de kg. Da. Păi are pe la 70 de kg, așa e. Te aici analizează, nu, nu, stai calm, fii calm, trebuie să fii foarte calm. El analizează, ți-a pulsul, da? Și acum, după ce termină, îți pun prima întrebare. Vai de cap. Ești pregătit? Deci voi mi-au transpirat palmele, uite-te puțin. Deci, Jorge, prima întrebare. Așa. Este adevărat că ai avut o relație de-a lungul timpului cu o fană care te-a abordat și admirat? Răspunsul? Da sau nu? A, păi mi-ai spus dacă este adevărat. Da. Păi am zis că e adevărat, băi! Până ai zis că e adevărat, detectorul a intrat în sufletul tău. Pentru că ți-a văzut vibrație. Deci ai avut o aventură cu o relație de-a lungul timpului cu o fană care te-a abordat și admirat? Da, da, mai de mult. Da? Da. Și cum, ai cunoscut-o la un concert? Treaba mea cum am cunoscut-o acum, ce vrei să... cu fana? Ascultă-mă un pic, eu vreau să dorm acasă în seara asta, da? Da. Ești un întrebări mai puțin... Da. Păi nu, dar stai puțin. Deci, stai mai aici, stai liniște. Zim, deci e vreo chinezărie asta sau nu e... Nu mai e pe bune, e de la NASA, ți-arătăm și certificatul. Serios? Da, da, da. Nu că nu... Deci uite, păi ce, n-ai spus adevărul la chestia cu fana? Păi da, dar m-a pișcat. Păi te-a pișcat tocmai, pentru că tu nu zici aici, a simțit că minți. Când nu spui, dacă nu spui, el consideră că și a simțit, da, a da. Simțit în puls. Aparatul e ăsta. E ca la ceasmă, când îți face cu inima, cu, uite, vezi, cu pulsul, cu toate astea. Da. A, de-aia nu te curentează cu tine, că ai ceasul ăla. Deci, acum, mai departe, întrebarea a doua. Dăm drumul și răspuns destul de repede, nu trebuie să treacă mult timp, da? Hai să vedem. Bă, dar curentează rău. Ai mințit-o vreodată pe soția ta că te afli într-un loc, deși nu era așa? Da. Păi la ce nu te-ai gândit curentează? Tu? Păi m-am gândit la altceva. Deci ori vezi că te dai și de gol, acum te-ai și roșit. Sub bronzul ăsta din Maldive. Da, pune aici mâna, nu mai pune întrebări să... din astea. Băi, deci ai mințit-o pe soția ta că ești într-un loc și erai în alt loc. Și eu mă gândeam la ceva normal și omenesc, că erai la cumpărături. Dar zi-mi mie ce bărbat n-a făcut asta vreodată. Păi și tu unde erai? Treaba mea. La fotbal. Eram la fotbal. Da, 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 cu fetele. Fotbal de fete. La fotbal. Păi a venit la noi o fotbalistă, cum o cheamă Dobrogea? Nu mai contează, trecem peste această întrebare. Măluță, o fată super drăguță. Cea de-a treia întrebare. Vai de capul este meu. Adevărat că petreci mai mult timp în oglindă decât soția ta?
Este foarte adevărat. Hai, treci la următoarea întrebare, că nu s-a întâmplat nimic. Da, e adevărat, ai văzut? Bă, n-ai de asta. Uite, mă, merge, mă, asta. Deci e adevărat? Păi e adevărat, acum ce vrei să te mint? Am înțeles. De asta e, mă, Jorge. Super prezentabil și arată bine și sunt toate fetele nebunite după el. Petreceam înainte, petreceam. Acum mai puțin, nu vezi, sunt ciufulit. Nu. Mergem un pic. Întrebarea următoare este din partea colegilor de la ANAF, prietenii noștri care mai colaborează cu emisiunea, și trebuie să răspunzi repede. Este adevărat că ai cheltuit în ultima vacanță din Maldive peste 10.000 de euro? Nu este adevărat. Mult mai puțin. Corect. A făcut și ping. N-a făcut ching, dar da. A făcut ping. Deci ai văzut că mai ai dreptul la două întrebări și după aia gata, haide, mai spunem două întrebări. Mai punem două întrebări. Mai nu că trebuie să luăm și publicitatea. Ai încă o întrebare, încă da? Încă o întrebare, da. Dar ești pregătit, bă, că ești în formă. Sunt gata, m-am obișnuit cu curentul ăsta. În vacanța din Maldive ai fost și cu Andreea Bănică și cu Lucian Mitră. Este foarte adevărat. Întrebarea, dăm drumul. Stai, să vedem. Dăm drumul și întrebarea este: ai văzut-o pe Andreea Bănică și fără costum de baie? Da. Lucian știa? Nu. Deci, practic, nu, că tu ai... Fiți că ăsta a avut două. E o porcărie, aparatul ăsta e... Este prostie, crede-mă. De ce? NASA e rahat. Da. Deci nu, pardon, nimic. Deci, mă, fii atent. Deci aparatul ăsta, ca să nu din te dai China de bol. Din China e corona. Nu, nu, fii atent, fii atent. Aparatul ăsta a avut două etape. Întrebarea a fost: ai văzut-o pe Andreea Bănică în vacanța asta, pentru că ați fost voi patru și fără costum de baie, ai zis da. Și apoi, pentru că aici se putea opri totul, și când te-am întrebat de Lucian, dar tu ai continuat. Ai simțit tu să punctezi. Deci Lucian n-a știut, asta era, e, vă mulțumim mult de tot. Da, avem aici un avocat, era, te poate ajuta în privința divorțurilor, scandalurilor. Păi divorțurilor și al meu și al lui Andreea, sau cum? Ferească Dumnezeu, ferească Dumnezeu. Ai bătut în masă, nu e bine? A fost bine în vacanță. A fost foarte bine în vacanță, ne-am distrat, am râs, am mâncat. Bravo! Oameni buni, căutați-l pe Jorge și puteți să intrați în live-ul lui de pe Instagram. Sunt peste 600 de oameni care îl urmăresc, 500 sau câți, mă, da, șați? Peste 500. Ideea e că intrați la el pe Instagram. Jorge e un băiat senzațional și un prieten al nostru. Mulțumesc. Îți mulțumim mult și te mai așteptăm la emisiune. Doamne, așa, vă pup, vă iubesc. Pa, te pupăm. Pup, măruță, la data revedere. Viitoare. Numai bine. Nu, data viitoare vin eu cu ceva de la NASA, da, pentru tine. Perfect.